Voi ați cerut-o, eu am adus-o. Noua Mazda 3 cu motorizarea X. Skyactiv X, 180 de cai. Avem un model manual, cutie de viteze manuală cu 6 trepte. All-wheel drive, AVD, așa, prescurtat. Evident, este un model full options. Vă dați seama că dacă l-au adus cu motorul X, trebuia să vină cu tot ce se poate pune pe mașină. Descompus așa, este o variantă de echipare GT Plus, care include cumva și chestiunile din pachetul Style, la care se adaugă celelalte trei pachete disponibile: Luxury, Safety și Sound. Deosebit la acest model, o să vedem în interior, este faptul că s-a ales versiunea de tapiserie cu piele roșie la interior. În rest, știu ce așteptați de la mine, să vă povestesc, să vă demonstrez și să trag o concluzie despre noul motor Skyactiv X. Este aici sub capotă, o să ne ocupăm de el, 3 zile stă mașina la noi, o să încerc să consum un rezervor de carburant în așa fel încât să văd exact cât consumă, cum se manifestă și dacă este atât de extravagant și minunat pe cât a fost descris și pe cât a fost și este de așteptat de către cei care deja l-au comandat și de către cei care probabil doresc să comande în acest moment. O să profit de ocazie să vă prezint și un nou sponsor pe care îl avem noi la emisiune. O să mă dezbrac că mi-e frig. Texaco se numește. Sper să ne susțină cât mai mult timp, poate și vara viitoare când o să pot să stau în tricou și o să mă întorc așa ca o balerină să vedeți Texaco și mic și mare, că pe spate scrie mare Texaco. O să observați că la exterior sunt puține diferențe față de un model obișnuit Mazda. Ele sunt în spate, sigur scrie All-Wheel Drive, AVD în stânga și Skyactiv X în dreapta. La acest Skyactiv X pe care îl avem aici, jantele sunt negre, au dimensiunile de 18 inci, iar pneurile, e important pentru că ne vom referi mult la performanță și consum, sunt Bridgestone Turanța T005A cu dimensiunile 215x45R1898W. Sub capotă, faimosul, deja, nici nu știu dacă e bine să fie atât de faimos, motor Skyactiv X. Spun că nu e neapărat bine să fie atât de faimos, că ajungi pe mâna unuia ca mine, care în general e mai critic și nu întotdeauna spune tot ce vrea compania producătoare, spune și ce mai simte. Ce vedem aici? Mă rog, pentru mine a fost o surpriză, nici n-am fost foarte curios înainte să văd cum arată un compartiment motor de Mazda 3 cu Skyactiv X. Dar iată ce putem vedea, un imens capac, și o să vedeți că are un sistem foarte interesant de deschidere. Deci practic sub acel capac se află motorul. Și ce elemente mai observăm? Un sistem de admisie de aer din afara vehiculului, o priză de aer, o vedem aici. Este importantă pentru că, și voi ajunge imediat la asta, necesarul de aer pe care îl are motorul este unul destul de mare și sistemul de admisie aerului este un pic avansat față de ce știm noi, față de un sistem standard. Filtrul de aer este undeva aici. Zonă de siguranțe, baterie, lichid de frână. Chestiuni absolut normale pe care le poți vedea și în alt vehicul de gen, da? Lichid de spălat parbrizul și cam atât. De notat că în grila față există și un sistem de tip jaluzele, cum îmi place mie să spun, care închide accesul aerului în funcție de condițiile de temperatură ale motorului și de necesarul de răcire. Pe măsură ce mergi mai tare cu mașina, acele jaluzele se deschid și permit intrarea aerului în compartimentul motor. În momentul în care stai la relanti sau mașina staționează chiar cu motorul oprit, jaluzele sunt închise pentru a conserva temperatura motorului. Bun, ce avem aici sub capac? Vedeți că există un sistem de deschidere, așa arată capacul.
are și o clemă aici cu care se poate face chestia asta. Mi-aș fi dorit să o aibă și la portbagaj Mazda, nu s-au gândit la treaba asta. Era interesant să avem un panou din ăla care să se ridice și să-l agățăm frumos fără să ne chinuim, știți ce zic. Sub acest mare capac este o bucată de material cu rol fonoabsorbant. Sigur, e necesar pentru că acest motor, care funcționează un pic diferit, folosește tehnologii noi în premieră, da? Are un zgomot pe care trebuie să-l discutăm separat. Deci are un relanti de motor pe benzină, însă în accelerare sună destul de pronunțat ca un diesel extrem de rafinat. De altfel sună ca cel mai rafinat diesel pe care vi-l puteți imagina, dar repet, numai în accelerare. Și atunci probabil că s-au gândit să pună acest capac. Bun, sub acest capac, minunea, cum se spune, ăsta e motorul, marele motor, minunea anunțată de cei de la Mazda. Nu sunt peiorativ acum când spun lucrurile astea, motorul îmi place, e deosebit, însă poate că așteptările mele nu sunt atât de mult îndeplinite, pentru că era așa o, cum să spun, era așa un senzațional care plana în jurul acestui motor Skyactiv X, încât în momentul în care m-am suit în acest Mazda 3 cu Skyactiv X, așteptam să decolez așa către Marte și nu s-a întâmplat. O să vedem împreună cum merge. E un motor excepțional, fără îndoială, dar probabil că așteptările mele erau altele și erau greșite, tocmai pentru că s-a făcut mare, mare vâlvă în legătură cu acest motor. Bun, minunea despre care vorbim, mai are diverse zone de material fonoabsorbant, iată-le, unul aici și pe aici este un căpăcel, tot așa, tot cu rolul de a absorbi zgomote de injecție și zgomotele de compresie, dacă vreți, tipice unui diesel, deci acele zgomote pe care motorul le mai face. Observați, jauja și bușonul de alimentare sunt undeva în această zonă. Și acum să vă spun rapid cam ce am înțeles eu că este acest Skyactiv X și de ce tehnologia este foarte interesantă. Se pare că tehnologia pe care Mazda o folosește la acest Skyactiv X este un fel de sfântul graal al motoarelor termice. Este vânată cumva de peste 20 de ani. Cei de la Mazda au venit cu o soluție atât de simplă încât nimeni nu, mă rog, nu-și imagina. Toți ceilalți concurenți care au căutat, cu siguranță dezvoltatorii de motoare de la toate mărcile, au încercat și ei să își dezvolte un asemenea motor, n-au reușit pentru că pur și simplu au căutat soluții mai complexe decât Mazda. Mazda a căutat o soluție simplă, a găsit-o și ei într-adevăr sunt primii care reușesc să facă ceea ce vă voi povesti în continuare. Blocul motor este din aluminiu, chiulasa tot din aluminiu. Avem distribuție cu lanț tip DOHC, 4 supape pe cilindru, injecție directă cu ghilimele de rigoare, pentru că avem destul de multe injectoare în acest motor, cu roluri diferite. Există și un sistem mild hybrid de 24 de volți care recuperează energia din frânare, o livrează în anumite momente și către motor în anumite situații particulare. Nefiind un sistem de foarte mare forță, e destul de greu să-ți dai seama când intră și cum intră. În rest însă, sistemul este foarte util pentru că ține toate sistemele electronice din mașină atunci când, de exemplu, ești cu motorul oprit. Stai și folosești energie dintr-o baterie a acestui sistem hibrid pentru sistemul audio, pentru climatizare și așa mai departe. Bun, întorcându-mă la motor, cifrele lui de bază, 1998 de centimetri cubi, putere maxim 132 de kW, adică 180 de cai la 6000 de rotații pe minut, cuplu maxim 224 Nm la 3000 de rotații pe minut. Cuplu maxim este un cuplu maxim bun pentru un motor aspirat pe benzină, este un cuplu foarte bun chiar, însă într-o analiză directă, într-o comparație directă cu orice alt competitor cu motorizare turbo, o să vedem diferențe și o să vedem că nu avem un cuplu foarte mare. Vă dau exemplu că acum asta îmi vine în minte, nu că sunt eu fan Kia sau ceva,
motorul 1.4 turbo de 140 de cai de la Kia, are 242 de Nm. E doar un exemplu ca să înțelegem cai Mazda aspirați versus cai turbo ai oricărui alt brand. Performanțele pe această versiune, care este echipată și cu tracțiunea integrală iActive All-Wheel Drive, 0-100 8,5 secunde, viteză maximă 214 km/h, consum de carburant dat de fabrică un uluitor 4,8 litri la 100 de kilometri, cu 109 grame de CO2 emisii pe jante de 18 inci, respectiv pe modelul de față. Sigur, consumul maxim sau consumul mediu despre care vorbim dat de fabrică mi se pare oarecum nu de diesel, mi se pare incredibil și până la momentul la care filmăm aceste cadre nu am reușit să mă apropii nici măcar așa pe departe de acest consum. Am speranțe în zilele următoare că voi reuși acest lucru. Marea valoare a acestui SkyActiv-X este de fapt raportul de comprimare, raportul de compresie, care este foarte apropiat de cele uzuale la un diesel. În cazul, știți foarte bine de la SkyActiv-G că am mai povestit, că aveau rapoarte de comprimare mari, 14 la 1, 13 la 1, parcă 13,1 la 1 la ultimele SkyActiv-G-uri care sunt pe piață împreună în ofertă cu acest SkyActiv-X. Ei bine, acest SkyActiv-X vine cu, sau mă rog, e incorrect spus, vine cu un raport de comprimare, ci poate ajunge la un raport de comprimare în timpul funcționării de 16 la 1, ceea ce este uluitor pentru un motor pe benzină. O să încerc să vă explic după priceperea mea și după ce am înțeles eu din funcționarea acestui motor cum se face și cum se poate ca un motor pe benzină să suporte asemenea raport de comprimare chiar și pentru perioade scurte de timp. Ca și la un motor diesel, aprinderea prin compresie permite niște chestiuni interesante care au fost un deziderat pentru Mazda. În primul rând, Mazda a căutat să obțină emisii cât mai reduse și consumuri cât mai reduse, sau de fapt invers, consumuri cât mai reduse, care la rândul lor generează emisii cât mai reduse, ținând cont de vremurile în care suntem, unde se solicită foarte mult, mai ales pe piața europeană, aceste norme de poluare. Aș spune că, din cunoștințele mele, sunt cele mai stricte din lume în acest moment și Mazda a trebuit să facă față acestui trend, încercând cumva o nebunie să nu reducă cilindreia, să nu ajungem la downsizing-uri din alea, cum avem la Honda, de exemplu. Da? Honda are un motor de 1.5 turbo absolut comparabil, aș zice eu, chiar mai bun decât acest SkyActiv-X, pentru că este turbo și în anumite situații depășește net ceea ce poate să facă acest SkyActiv-X. Însă nu au făcut compromisul de a oferi un 1.0, da? Cum are Honda. Au spus, nu, noi vrem să mergem pe calea noastră și hai să vedem cum o facem. Bun, cum au făcut-o? Ei bine, acest motor SkyActiv-X folosește două tehnologii foarte interesante, relaționate între ele, să spunem. Una se numește SPCCI, adică Spark Plug Controlled Compression Ignition, adică un fel de, să zicem, o traducere în românește ar fi o aprindere prin compresie controlată prin bujie, și o altă tehnologie care se cheamă HCCI, adică Homogeneous Charge Compression Ignition, și care înseamnă tot într-o traducere aproximativă încărcătură omogenă cu aprindere prin compresie. Fiecare cilindru al acestui motor are 4 cilindri în linie motorul, este amplasat transversal așa cum se vede și este cuplat la o cutie de viteze manuală, în cazul nostru, cu 6 trepte. Ei bine, fiecare cilindru are în interior, pe lângă clasicele injectoare, de altfel unele dintre cele mai avansate din industrie în acest moment, are și un câte un senzor de presiune ultrasenzitiv care comunică și controlează în același timp prin computerul motorului tot ce înseamnă presiune în cilindri. Foarte interesant, deși SkyActiv-X-ul nu este denumit motor turbo,
El are cumva o tehnologie aparte, este cumva alimentat forțat cu aer printr-un fel de compresor. În engleză îi spune lean, adică, să spunem, termenul ar fi sărăcit sau, mă rog, sărac, o chestie genul ăsta. Bun, rolul acestui compresor, care este de tip Roots, pentru cine are răbdare să caute pe Google să vadă ce înseamnă un compresor de tip Roots, e un fel de compresor care folosește niște angrenaje elicoidale cumva întrepătrunse pentru a comprima aerul. Ei bine, acest compresor ce face? Nu face ce face o turbină sau un compresor mecanic sau mai știu ce la o mașină de performanță. Adică nu încearcă să îmbunătățească performanța motorului prin supraalimentare, care e practic definiția sistemelor de tip turbo, ci încearcă să mențină un flux de aer constant către motor în perioadele în care funcționarea cu compresie foarte înaltă și cu amestec sărăcit. Deci în aceste perioade este nevoie de o cantitate foarte mare de aer și care nu trebuie să fie neapărat comprimat aerul, înțelegeți ce vreau să spun, dar pur și simplu sistemul de admisie trebuie să fie capabil să susțină un debit constant, că de fapt asta e cheia, cuvântul constant, un debit absolut constant în orice fel de mod de funcționare este acest Skyactiv X. Și acest lucru se face prin folosirea acestui sistem despre care nici Mazda, că a început să devină deja un secret. Dom'le, toată lumea lansează cât un motor de ăsta și ne spune decât câteva chestii, nu restul să nu le spunem că e secret. Adică e și greu să mai fii jurnalist în ziua de azi dacă tu pui întrebări și toată lumea spune o să anunțăm la o dată ulterioară, o să primiți detalii, o să... Deci există un asemenea sistem pe motorul Skyactiv X care asta face. Deci un fel de pseudo supraalimentare, dacă vreți. Ce ar mai fi de comentat? Deci, practic, asta este marea minune care se întâmplă în cilindru. Asta e toată șmecheria cu Skyactiv X-ul, însă mai sunt și alte minuni, și anume sistemele de suport. Sistemele de suport care înseamnă calculator motor ultra avansat, injectoare de înaltă performanță, senzor, cum spuneam, în motor la fel de înaltă performanță. Gândiți-vă că și aici e o întrebare și pentru mine și pentru cei de la Mazda. Oare ce se întâmplă dacă ți se duce un senzor din ăla de ultra mega performanță de presiune din cilindru? Ce faci atunci? Se distruge motorul, se sparge, intră mașina într-un mod de avarie, limp mode, cum se mai numește? Sau pur și simplu îți ies pistoanele prin capotă, da? E o treabă. Bănuiesc că nu. Bănuiesc că există calculatorul mașinii, are tot ce trebuie în el, ca în genul ăsta de situații, să pună mașina într-un mod de avarie, să intre pe funcționare non-compresie, non-comprimare și mașina să te ajute să te duci la service, chiar dacă merge mai încet și mai, necorespunzător. În rest, ce mai vedem aici și ce e necesar să discutăm? Sigur, e foarte greu să identifici fiecare piesă, să spui aia, nu, e complicat. Ce vedem? Vas de lichid de răcire de dimensiuni foarte mici, este aproape, două pahare, cam așa, uitați-l aici că se vede, este poziționat după ultimele standarde în materie, adică în primul rând are un volum mic de lichid de răcire în vasul de expansiune, este poziționat pe radiatorul de răcire, acest lucru optimizează cumva ciclurile de încălzire-răcire. Iarna motorul se încălzește mai rapid, vara când se deschid acele jaluzele de care povesteam, aerul intră și răcește lichidul din vasul de expansiune. Deci totul este optimizat. De altfel, ce a făcut Mazda cu acest Skyactiv X? Într-o frază, a optimizat o nebunie. A optimizat chestiunea de care toată lumea fugea, respectiv detonația. Secretul motoarelor Skyactiv G și Skyactiv X, mai ales al acestui Skyactiv X, este faptul că japonezii de la Mazda, nu pot să-i numesc mecanici pe cei care au făcut acest motor, inginerii fabuloși de la Mazda, care
au dezvoltat tehnologiile SkyActiv-G și SkyActiv-X, de fapt au îmblânzit detonația. Asta e, deci nu cred că există, nu cred că poate să vină cineva să-mi spună mie într-o frază mai bine acest lucru. Fraza este asta. Inginerii de la Mazda au îmblânzit detonația. Forța de care toți se tem, forța de care toți fug, toți ceilalți ce încearcă să nu, deci să facem să fie tot un motor, să nu avem detonații, să nu fie pericol, să nu fie. Nu, cei de la Mazda sunt noi. Noi vrem, dați-ne detonația și noi o să o îmblânzim și o să scoatem din detonație tot ce e mai bun. Și asta este rezultatul. Asta este rezultatul. Îmblânzirea detonației este ceea ce a făcut Mazda cu SkyActiv-X. A făcut-o și la G, într-o măsură mai mică, dar oricum excepțională și atunci. Și ceea ce avem aici este într-adevăr un masterpiece, o capodoperă. Poate că dacă acest motor ar fi apărut cu 5 ani mai devreme, într-adevăr ar fi fost un mega, mega, mega succes. Este oricum și acum. Dar acum, din păcate, este în bătaie pe o piață cu două tehnologii, poate că nu la fel de spectaculoase, dar în același timp competente. Tehnologia turbo, da? Orice motor de 2 litri turbo cu 180 de cai în anumite situații este superior acestui SkyActiv-X, în anumite situații, cu ghilimele de rigoare, în altele este superior acesta. Și bineînțeles, suntem pe o piață auto în care vehicule electrice vin din toate direcțiile și pentru cine a condus sau pentru cine n-a condus, vă invit să conduceți o mașină electrică și o să vedeți că în materie de dinamică, în momentul în care ai condus o mașină electrică, deja așteptările cresc și în momentul ăla, când conduci un SkyActiv-X, ai tendința să-l judeci greșit. Și spun foarte corect că ai tendința să-l judeci greșit, pentru că acest SkyActiv-X este o mașină care se cere condusă, se cere pilotată, se cere exploatată. Nu este o mașină facilă, nu este o mașină pentru oricine, este o mașină pentru cel care are plăcerea de a conduce și cel care are plăcerea de a conduce va ști să scoată tot ce este necesar și tot ce poate să dea acest SkyActiv-X. Ce e important de reținut la acest Mazda 3 în ceea ce privește interiorul? Ok, avem SkyActiv-X, asta știe toată lumea deja. Acest interior din piele roșie, care arată foarte interesant, adică după părerea mea și dacă vă amintiți ce am comentat la celelalte două modele Mazda 3 pe care le-am filmat, exact asta îmi lipsea, deci mi se păreau prea sobre. Și da, ăsta, într-adevăr, ăsta e un interior premium, nu mi-e frică să folosesc cuvântul ăsta, mașina este absolut spectaculoasă la interior, s-a menținut ca observație sau ca observații mai exact și la acest model, e mașina nou-nouță, se zgârie foarte ușor ecranul din spatele volanului, deci asta e o problemă pentru care Mazda trebuie să facă neapărat ceva, pentru că nu e normal, eu cred că m-aș zgâria pe ochi eu. E o expresie, știu, ciudată, dar e o realitate, că nu se poate la o mașină de atâția bani, e aproape 30.000 de euro acest Mazda 3, să încerci să-ți iei praful de pe geam cu o cârpiță și să ți se zgârie. Nu e normal, deci orice puteți să-mi spuneți, dar asta e o chestiune care nu e normală. Și apoi, în continuare, simt la acest Mazda 3 efectul ăla de seră de care vorbeam. E destul de pronunțat în zona de deasupra bordului și am văzut în comentarii, inclusiv la celelalte două modele testate, că au fost oameni care au confirmat acest lucru, deci nu mi se pare, nu am înnebunit.
În rest, interiorul premium, impecabil și foarte elegant cu această combinație de negru și roșu. Ar mai fi de menționat faptul că eforturile făcute de Mazda pentru antifonarea acestui nou motor Skyactiv X se simt în interior, adică motorul este, practic îl pun pe același nivel de silențiositate sau poate că în anumite situații e chiar o idee mai silențios decât un Skyactiv G, dar e un plus, adică e o, cum să spun, e o laudă pe care o aduc celor de la Mazda faptul că au reușit să facă asta cu un motor care în zonele de turație, deci când îl turezi, în intervalele în care se turează, tinde să aibă un zgomot cumva de diesel extrem de rafinat, chiar dacă de diesel care ți se pare că e undeva la o distanță, nu știu, pe care îl auzi așa în depărtare, dar e o performanță ce au reușit să facă. Acum că toți suntem în interiorul acestui Mazda 3, vreau să suportați și un minut de reclamă, sper să mă mișc repede. Aici vedeți un produs de excepție, zic eu. Eu nu prezint în general decât produse în general, mai fac și excepții, decât produse în care cred. Ăsta este un, e o cană termoizolantă de la Stanley. Stanley din 1913, e un brand, a mai fost la noi prezentat în filme, e un brand într-adevăr excepțional, cu garanție pe viață, cu tehnologii ultramoderne, BPA free, nu ai scurgeri. O să vă citesc de pe el ce știe să facă acest, mă rog, mini termos, că de fapt despre asta e vorba. Ține fierbinte 5 ore, ține rece 7 ore, gheață 24 de ore, deci dacă îl umpli cu cuburi de gheață, ți le ține 24 de ore în starea în care l-ai băgat. Are, este în întregime realizat din oțel inoxidabil, pereți dubli. Și este vândut de cei de la AG Comexim. Îmi face plăcere să-i numesc prietenii mei. Sunt cu noi încă de când ne-am apucat să facem aceste filme, adică de mai bine de 10 ani. Sunt genul de oameni la care când intri pe ușă nu te duci să vezi dacă mai colaborezi cu ei, ci doar te duci să vezi cum colaborezi cu ei. Este un lucru pe care foarte rar îl spun despre niște oameni cu care lucrez. Deci sunt niște oameni care se bucură să mă vadă așa de mult cum mă bucur și eu să-i văd. Cana e șmecheră, dacă vreți. Are un capac, îl vedeți aici, care se asigură că zona din care bei, adică asta, este curată. Are o închidere automată, o vedeți, se apasă pe acest buton și poți să bei. E, eu zic că ideală este pentru cafea, poți să pui sigur orice în ea, ceai, apă, sucuri și așa mai departe. Dar observați ce deștept este făcută. O să vă și deschid. E nouă, bineînțeles, cana. Așa arată în interior. Prospectul de la Stanley. Și capacul. Evident, capacul are și el o serie de sisteme și se desface pentru a fi ușor de spălat. Ce vedem aici este un sistem care permite și agățarea la rucsac, de o carabină, de ce vreți voi. Și compatibil, bineînțeles, și scrie și pe el, compatibil cu cup holderele de mașină. Ceea ce este mai mult decât evident.